prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile. De această dată vom intra în lumea cărților și ne vom apropia de un volum care de foarte puțină vreme se găsește pe piață. Este vorba de cartea Omul și lumea lui a doamnei Paraschiva Pop, pe care am invitat-o în studioul nostru pentru a ne împărtăși din tainele apariției acestei cărți. Bine ați venit, doamna Paraschiva Pop! Mulțumesc, bine v-am găsit! Aș vrea să vă faceți dumneavoastră o scurtă prezentare. Ați mai fost și cu alte ocazii invitata mea și aș vrea să vă las să vă prezentați așa cum vă place dumneavoastră. Eu tocmai am amintit că sunteți autoarea acestui volum care e încă cald, scos de curând în librării. Sunt o persoană mai în vârstă, pensionară. Am fost la viața mea cadru didactic în preuniversitar și în universitar. Am 2 copii, am 7 nepoți și am pasiunea scrisului. Deci cam atât despre mine. Aș vrea să adaug că aveți și o pregătire teologică deosebită. Ați făcut un doctorat în teologie și asta mi se pare că vă avizează foarte mult. Pe lângă pasiunea pentru scris, aveți un bagaj de cunoștințe valoros pe care îl regăsim și în paginile scrierilor dumneavoastră. Da, este un dar al lui Dumnezeu. De multe ori mă gândeam că El mi-a creat condiții de a învăța, m-a dotat cu o curiozitate naturală, o dragoste, o pasiune pentru carte, pentru cunoștințe. Și deși eram dintr-o familie deosebit de modestă, mama mea ne-a creat condițiile și mătușa mea mai venea și ne ajuta și ne scutea pe noi ca să putem învăța. Deci mă gândesc că Dumnezeu mi-a creat aceste condiții să pot învăța și El mi-a dat această curiozitate, acest dor de a descoperi, de a citi, e un dar al lui și vreau să-l folosesc pentru slava lui. Și ce aș vrea eu să subliniez, pentru că sunteți un model pentru multe femei, poate mai tinere, care ne urmăresc acum și care posibil să aibă tot așa condiții să învețe și să se adâncească în tainele scrisului și ale cititului. Ce mă bucură este faptul că ați ales, între multe lucruri care puteau fi studiate și aprofundate, ați ales să aprofundați Scriptura. Da, este într-adevăr, și asta este o minune a lui Dumnezeu, pentru că am terminat filologie, am terminat română-franceză, pe urmă am terminat engleză și am vrut să fac un doctorat în pedagogie creștină și nu mi s-a deschis niciun drum. Am telefonat la foarte multe universități din țară și ei m-au îndrumat înspre teologie, unde am fost primită și până și examenul de admitere sau colocviul de admitere, am văzut că este o minune a lui Dumnezeu, o cale deschisă de El înspre a învăța și a lărgi cunoștințele. Cu siguranță a fost calea deschisă de către Dumnezeu, pentru că El dă și voința și înfăptuirea și El deschide ușile. Nu pot să nu vă laud pentru curaj, pentru că nu, în generația dumneavoastră și poate nici astăzi, calea spre a evolua din punct de vedere profesional și intelectual nu e atât de largă pentru femei, cât pentru bărbați. Pentru că femeile, noi femeile, avem și copii, și nepoți, și casă de îngrijit, dar totuși se poate. Da. Ați dovedit că se poate și că se merită. E adevărat, dacă ai o chemare numai, pentru că lucrul femeii este și el foarte important. Ea este preocupată de mărunțișurile casei, lucruri mari sau mai mici, educarea copiilor, spălat, călcat și așa mai departe. Dar așa mă bucur că această oboseală vremelnică și această muncă vremelnică are o răsplată veșnică dacă o faci cu anumită atitudine. Și mă gândesc la Coloseni 3:23, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii
care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Adică îngrijindu-mi copilul, schimbându-l, spălând, punându-mi la punct casa, eu slujesc Domnului Hristos, dacă toate acestea le fac cu o anumită atitudine, ca pentru Domnul. Deci nu o fac așa, apoi eu nu sunt însemnată, n-am nicio însemnătate pentru că stau acasă, pentru că nu trebuie privite așa lucrurile. Pentru că și eu am avut o perioadă în viață când am stat acasă, când am grijit de cei mici, poate cei mai frumoși ani ai vieții mele, maternitatea și creșterea copiilor. Deci este un dar pentru femei, maternitatea și creșterea copiilor este un dar mai mare, pentru mine personal, mai mare decât orice realizare academică. Asta pentru că și eu am copii mari. Băiatul meu cel mare este 22 de ani acum și a plecat la studii în străinătate. Am văzut cum e să plece un copil de acasă și ce gol rămâne și pot să confirm că cea mai frumoasă perioadă din viață este aceea când sunt copii acolo acasă și se joacă printre scaune, mese și ne mai deranjează. Așa și încurajez pe mămicile tinere care uneori se simt epuizate pentru că e o muncă care necesită răbdare și atenție și vin cu exprimări de genul bun și eu când mai am timp să fac și altceva și le spun că va trece așa de repede perioada și ai vrea să mai aduci o săptămână din aia, așa, dar nu se mai poate. Și din păcate în cultura noastră se pune un mai mare accent pe carieră decât pe căsătorie și creșterea copiilor. Este o anomalie, zic eu, este o sociopatie și este un virus al mersului lumii acesteia după Domnul Puterii Văzduhului. Când femeia este ambițioasă, vrea să urce treptele sociale și neglijează relațiile, neglijează copiii, neglijează familia și toate acestea costă. Deci există consecințe. Așa este. Această carte pe care o avem pe masă, Omul și lumea lui, nu este prima dumneavoastră carte. Ce ați mai scris înainte? Deci am scris Regresia moralei, pe urmă am scris Copilul ca dar și responsabilitate și am scris Filozofia educației creștine în context școlar. Deci acestea, aș fi scris mai multe, dar fiind mămică, fiind femeie, sigur că pe umerii mei cădeau alte responsabilități, dar după cum am spus, a fost o bucurie și este o bucurie chiar și acum să-mi slujesc nepoții, să o ajut pe fiica mea care are 6 copii, deci să fiu de folos familiei. Pentru că prioritatea de frunte este să avem grijă de cei din casa noastră, cei care nu au grijă de cei din casa lor, în primul rând, spune Scriptura, sunt mai răi decât cei necredincioși. Ordinea priorităților este absolut, aceasta. Absolut, casa, familia, relațiile, da. Da. Și totuși, cum ați găsit timp? Unde ați plasat activitatea asta de documentare, de scriere? Da. Ați luat de la timpul de odihnă, din weekenduri, așa mai concretă, dacă puteți fi. Deci, la fiica mea merg cam de 2 ori pe săptămână, hai să zicem de 3 ori. În rest, eu locuiesc singură și locuind singură, sigur că am tot timpul și toate condițiile ca să citesc și să scriu. Și Dumnezeu mi-a dat acest îndemn. Am scris cu foarte multă bucurie cartea aceasta, cu foarte multă libertate lăuntrică, cu foarte multă pasiune. Deci a fost una dintre bucuriile vieții mele. Cum a apărut ideea? De la ce primul gând de a scrie ceva pentru cititorii contemporani? În 2011 am fost invitată la o conferință la Universitatea de Est din Oradea, unde mi s-a cerut să am o prezentare pe tema postmodernității. Eu scrisesem pe această temă în Regresia moralei și sigur că am reluat firul. Un coleg de la Universitatea de Est chiar mi-a propus să scriem împreună o carte pe postmodernitate. Am început să conspectez și
Pe urmă mi-au venit ideile, deci pur și simplu au curs și felul cum m-a călăuzit Dumnezeu. Pentru că și o carte nu-ți cade în mâine din întâmplare. Noi zicem că s-a întâmplat, dar e în ghilimele, că întâmplările sunt coincidențe divine. Și așa am început. Am început creație, cădere. Pe urmă biotehnologia, pentru că citisem o carte, Ființă contra ființă, de John Wyatt, care mi-a făcut o impresie foarte bună și mi-a stârnit această curiozitate vis-a-vis de biotehnologie. Apoi filozofia, trebuia să o tratez, pentru că filozofia este piedestalul culturii. Și oarecum filozofii, care sunt niște oameni foarte inteligenți, sunt oarecum călăuziți, inspirați în conformitate cu mersul lumii acesteia. Deci, dincolo de toate lucrurile, există niște entități ale întunericului care mână lumea într-o anumită direcție. Desigur, nu fără știrea lui Dumnezeu. Deci toate merg înspre escaton, înspre sfârșit, înspre sfârșitul apocaliptic prevestit cu mult timp înainte de Dumnezeu însuși. Și filozofia pregătește calea gândirii, adică semințele semănate de filozofi într-un secol și mai ales de filozofii de frunte, care sunt acceptați, care sunt admirați de mulțime, acele semințe ale gândirii de obicei resar în secolul următor. La Nietzsche am văzut cam 50 de ani, deci după ce el vorbește și după ce el își scrie filozofia, la sfârșitul secolului al XIX-lea, se împlinesc toate prezicerile și dorințele lui în mișcarea nazistă de la mijlocul secolului al XX-lea. Deci filozofia nu poți să o neglijezi atunci când vrei să vorbești despre valori. Încotro merg valorile. Acum, sigur că pentru noi creștini este foarte clar că valorile ne sunt date și valorile emană din însăși ființa lui Dumnezeu, deci nu sunt date așa aleatoriu, deci Dumnezeu nu s-a gândit pe muntele Sinai, Moise, stai să mă mai gândesc, ce legi să vă dau, cum să... Ci în mod natural, valorile... Din esența lui. Absolut, emană din Dumnezeu însuși și ele au fost turnate în cuvinte omenești în Sfânta Scriptură, în revelația supranaturală prin inspirația Duhului Sfânt. Deci în legile și poruncile lui se găsesc valorile lui Dumnezeu. Și de ce sunt ele atât de importante pentru noi? Pentru că și noi, ca și creaturi, am fost creați în conformitate cu aceste valori. Deci Dumnezeu nu putea crea ceva diferit de valorile sale. Și atunci valorile acestea sunt normative pentru buna noastră funcționare, în ghilimele. Și nu numai noi funcționăm bine dacă trăim după acele valori, ci natura însăși este o reflexie a moralității oamenilor care locuiesc pe această planetă. Apoi, în ultimul capitol am tratat despre mass media și rolul mass media. Mass media și tehnologia, sigur, sunt un câștig, un bun de care ne folosim, nu? Internetul, e-mailul, nu putem trăi fără el în acest context, ca să ținem legătura cu oamenii noștri, cu nepoții, cu, știu eu, frații, rudele din străinătate. Și multe alte întrebuințări ale internetului, nu ne putem închipui viața fără, dar tehnologia este folosită și de entitățile întunericului, care trebuie să admitem sunt niște ființe întunecate foarte inteligente, dar lipsite de slava pe care o aveau odinioară. Și sunt organizate și aceste entități într-o ierarhie foarte bine precizată. Da? Și mână lumea, sigur, cu permisiunea lui Dumnezeu, într-o anumită direcție. Și mass media, micul ecran, este o unealtă extraordinară în mâna entităților întunericului. Sigur că și noi ne dorim... Suntem tot pe micul ecran. Da, ne dorim să-l folosim, dar cu alt scop, nu pentru înregimentarea oamenilor, pentru nivelarea lor și pentru aducerea lor la un trist
numitor comun și să-i pregătim, pentru că entitățile Întunericului pregătesc lumea pentru Domnia Anticristului, deci pentru vremurile de sfârșit. Adică trebuie să fii puțin inteligent, că televizorul în exces, atunci când vizionezi anumite lucruri, îți reduce inteligența, deci atacă creativitatea, imaginația, nu-ți mai place să citești, copiii de astăzi nu mai citesc, pentru că imaginile sunt, nu se mai joacă, nu mai fac jucării, nu mai inventează, pentru că imaginile le sunt oferite de-a gata. Și asta vor hoardele Întunericului, să ne reducă capacitatea intelectuală ca să ne poată domina, să ne poată înregimenta. Pentru că omul este o ființă a cuvântului, noi gândim cu ajutorul cuvintelor și cu cât vocabularul ne este mai bogat, cu atât gândirea noastră este mai nuanțată. Vedeți, surdomuții gândesc cu ajutorul semnelor, deci ei au mai greu acces la anumite concepte abstracte. Noțiuni. Sigur, sigur. Dar, cum spune și Filocalia, cuvântul este sluga minții, adică noi gândim cu ajutorul cuvintelor și cititul ar fi foarte important pentru tânăra generație. Dar profesorii se plâng, copiii nu citesc. Și părinții se plâng. Și părinții se plâng, da, nu le place să citească. Da, pentru că cititul presupune un efort, trebuie să decodezi mesajul. Ei nu mai pot înțelege punctul de vedere al autorului, nu mai pot citi printre rânduri. Deci există niște fenomene, le-am văzut personal în 92 în Statele Unite, când am fost într-un schimb de experiență, nu mi-a venit să cred numărul de dislexici între copii, chiar și între copiii de liceu, nu mi-a venit să cred câte școli speciale au ei pentru copii care au probleme, pur și simplu nu se pot concentra, nu pot citi, Nu mi-a venit să cred pur și simplu că în clasa a șasea trebuie să înveți litera M mic de mână și să repeți de nu știu câte ori un deal ovale, al doilea deal a doua vale, al treilea deal a treia vale, M, M, și să faci chestia asta în aer de vreo 10 ori, pe urmă pe o coală M, pe o coală A4, o singură literă M punctată pe care și să unești punctele, să repeți chestia asta încă. Și zic, dar cum se poate? Deci eu am rămas pur și simplu șocată. La noi în România atunci nu văzusem așa ceva. Nu auzisem de hiperactivitate. Acolo am văzut copii tratați, copii care nu puteau intra la ore fără să-și ia medicamentul, toate din cauza micului ecran. Și Virgiliu Gheorghe explică foarte bine în cartea lui influența televizorului asupra minții copilului. Explică foarte bine că tehnologia în sine este nocivă, dar dacă mai adaugi și emisiunea pe care o vizualizezi. Și el explică foarte... Da. Dar și tehnologia în sine, și el explică de ce. O imagine este alcătuită de 25 de imagini. Deci o singură imagine pe care noi o vedem la televizor este de fapt alcătuită din 25 sau în America din 30 de imagini. Și această, cum să spun, această... Concentrare de culori. Concentrare, da. Și noi nu putem distinge, pentru că ele se urmează foarte repede. Dar este obișnuirea sistemului nervos și lumina e endogenă, deci vine din interior, nu din exterior ca lumina naturală. Și atunci un copil până la 2 ani nici nu trebuie expus în fața micului ecran. Iar copiii mai mari, foarte bine drămuit timpul acela, pentru că creierul, atunci când te uiți la un film, trece de pe undele cerebrale beta pe undele cerebrale alfa, adică aceste unde sunt caracteristice pentru o totală relaxare și garda psihologică este căzută și mesajul intră direct în subliminal. Deci aici este pericolul. Ne atacă esența ființei noastre, valorile noastre, convingerile noastre și ne pomenim cu altă pereche de ochelari, cu ochelarii chipului viacului. Deci este foarte subtilă influența micului ecran. Desigur că mulți părinți lucrează la computer, dar atunci când lucrezi și cauți soluții și așa, lucrezi cu undele cerebrale beta. Dar când stai ca să te relaxezi, în ghilimele, să absorbi. Exact. Atunci
intră mesajul, nu ai cum să-l cenzurezi, pentru că emisfera stângă doarme. Emisfera dreaptă este supra-solicitată, iar corpul calos care leagă cele două emisfere este și ea blocată. Deci emisfera stângă, unde sunt paznicii creierului, unde este discernământul, rațiunea, logica. Deci toate acestea sunt în amorțire, iar emisfera dreaptă, care este responsabilă de limbajul trupului, de culori, de mișcare și mai departe, este supra-solicitată. De aceea părinții înțelepți vor drămui foarte și vor controla foarte bine micul ecran dacă vor ca copiilor să nu fie afectați. Deci chiar și în inteligența lor, în creativitatea lor, în felul cum pricep un paragraf citit, deci acestea aparțin în cel mai înalt grad de umanitatea noastră. Noi suntem coroana creațiunii, care trebuie să fim o reflexie a creatorului nostru. Aveți câteva metode, câteva lucruri care am putea să le folosim pentru a-i proteja pe copiii noștri și pentru a le crește apetitul pentru citit? Pentru că există efort pentru a citi, așa cum ați menționat, și necesită și răbdare. Copiii nu mai au răbdare. Când lucrurile se petrec atât de repede în jurul lor, să stea el 2 ore cu cartea în mână, să citească câteva pagini, când ar putea urmări imagini, când ar putea joace pe calculator. Absolut. Cum să-i împingem în cealaltă direcție? Și depinde de părinte. Fica mea are 6 copii. Nepoata mai mare citește de la 3 ani. Deci domnul a dotat-o într-un mod deosebit. Toți sunt pasionați de citit. E adevărat că în casă nu au televizor, iar laptopul cu anumite povestioare biblice merge, să zicem, maximum 1/2 oră pe zi. Dacă Dora, care este în clasa 6-a, trebuie să scoată de pe internet pentru proiecte și lecții la școală, anumite lucruri care îi se cer, acest lucru îi se permite, dar micul ecran este foarte strict controlat. Am întâlnit și case în care televizorul este ca un zgomot de fond. Merge tot timpul. Da, și chiar într-o casă creștină. Deci televizorul mergea, e adevărat, sonorul nu era foarte tare dat, dar mama, când vorbea cu copilul, se uita și cu un ochi la televizor să vadă dacă e ceva important, atunci dădea sonorul mai tare. Și acest zgomot de fond este foarte nociv pentru copii și pentru relațiile intrafamiliale. Deci ar trebui restricționat accesul. Da, deci mama, înțelepciunea mamei, pentru că aici părinții au rolul. Deci dacă părinții sunt niște... iubitori ai televizorului, se uită la tot felul de nuvele și copilul nu va fi altfel, pentru că copilul nu-ți urmează cuvintele, ci pașii. Asta deci, vroiam să întreb, oare dacă noi înșine am citit mai mult, probabil copiii mai greu se vor porni, dar văzându-mă că citesc, poate fi asta pentru el o încurajare? O, da. Nu știu, copiii noștri toți au pasiunea cititului, deci toți. Toți au început de la 4-5 ani, Dora de la 3 ani a început să descifreze cuvintele. Noi ne miram, deci nu ne venea să credem că ea poate citi cuvinte la 3 ani. Ei, toți copilașii au pasiunea cititului, dacă nu au televizor. Sigur, și au o carte, o carte interesantă, de pildă băieții sunt pasionați de animale care trăiesc pe toate meridianele, de obiceiurile lor, au tot felul de enciclopedii și cărți, sigur, părinții se îngrijesc să aibă cărțile care să le stârnească interesul, dar viața părintelui este cel mai bun ghid. Pentru vreau să-i apăr puțin și pe micii ascultători, pe copiii noștri, cu o întrebare la care sigur cred că veți găsi un răspuns potrivit și înțelept. Vin și spun, bine, dar literatura română, cărțile astea care ni se recomandă la școală, sunt așa de...
pesimiste și dau ei exemple. Uite, acolo se sfârșește cu sinucidere, dincolo cu... Nu vreau să enumer opere, pentru că avem respect pentru cei care au scris înaintea noastră și le-au cunoscut pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Ce să le spunem când vin cu astfel de lucruri? Și probabil că mulți copii din familii creștine se apără cu asta, dar în cărțile alea nu spune despre Dumnezeu. Nu sunt modele potrivite. Dacă se cer la bibliografie, trebuie parcurse. Acum, care este rostul, să zicem, dincolo de faptul că îți îmbogățești vocabularul? Rostul lor este să înțelegem, să cunoaștem felul de viață al bunicilor, al străbunicilor noștri, în ce condiții au trăit, cum s-au gândit, ce aveau. Deci avem de învățat, ne comparăm cu ei. Vrând nevrând ne comparăm cu ei. Uite ce binecuvântat sunt, uite câte lucruri am, uite, avem o biserică în care noi învățăm lucruri așa de frumoase, îl avem pe Dumnezeu, avem Sfânta Scriptură în casă. Deci copilul poate să cunoască și trebuie să cunoască istoria noastră, a bunicilor, a străbunicilor noștri, a înaintașilor noștri, în ce condiții au trăit. Să ne întoarcem la cartea dumneavoastră. Cine sunt destinatarii? La cine v-ați gândit și cine ar trebui să citească cartea aceasta, Omul și lumea lui? Sincer, nu m-am gândit la un anumit segment. Acum, sunt conștientă de faptul că este scrisă pentru un segment mai îngust, dar scopul meu a fost ca să pun reflectorul Scripturii pe toate aspectele vieții care merg într-o anumită direcție și firul roșu al cărții de la un capăt la celălalt este acesta: mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Pentru că după cădere și după îndepărtarea treptată a omului de valorile lui Dumnezeu, vedem clar mersul lumii acesteia și încotro se îndreaptă. Și sigur, nu putem să nu ne gândim la ceea ce a fost prevestit prin Scriptură vis-a-vis de sfârșit, de marele sfârșit și de judecata cea mare care va urma după venirea Domnului Iisus Hristos. Și dumneavoastră, pentru cine pledați în carte? Punctul cui de vedere îl susțineți? Desigur că eu tratez toate aceste subiecte din punct de vedere creștin, adică din punctul de vedere al Scripturii. De aceea, pe la mijlocul relatării, înserez pur și simplu câte un verset biblic care ar fi ca un răspuns, ca un... uneori pare comic, dar omul care are urechi să audă, va auzi. Pentru că toate aceste aspecte ale contextului nostru cultural pur și simplu sunt ridiculizate sau sunt luminate cu reflectorul Scripturii, care spune exact pe dos. Deschizând cartea, n-am observat... sau poate n-am găsit eu, referințe la sau mulțumiri către o anumită echipă, dar cu siguranță aveți o echipă care vă sprijină moral, intelectual și oameni apropiați, și aș vrea să ne mărturisiți un pic cine este echipa de proiect. Da, să știți că nu am niciun fel de echipă. Deci am scris cartea în singurătate. După ce am dat-o la Rizoprint, ei au dat-o la un consilier în domeniu și după 2 zile m-au sunat și au zis: o scoatem noi pe spesele noastre pentru că este o carte excepțională. Eu, desigur, m-am bucurat pentru că nici nu aveam spesele respective cu care să o scot și m-am bucurat de aprecierea colegilor și a celor care au luat-o în mână. Recunosc că este scrisă pentru un segment poate îngust, care își pun probleme legate de diferite aspecte ale contextului nostru cultural. Dar, după cum am zis, am scris-o cu multă bucurie
Și cu multă ușurătate, cu multă libertate lăuntrică, m-am simțit liberă să înserez tot felul de paranteze care uneori nu au nicio legătură cu ceea ce se relatează, dar se leagă oarecum, sunt tangențiale cu tema pe care o dezbat. Ați prezentat structura cărții și, după cum vedem în primul... În prima parte, pe care ați intitulat-o Pregătirea unui lăcaș pentru ființa prea iubită. Deci omul, ființa prea iubită, creată de Dumnezeu, își are valoarea tocmai prin faptul că este creată de Dumnezeu și are o relație cu Dumnezeu. Oare ce pierd semenii noștri dragi care nu cunosc în amănunt aceste lucruri pe care se formează valoarea lor? Da. Dumnezeu stă față în față cu ființa prea iubită pe care a așteptat-o chiar și El. O modelează cu însăși mâinile Lui și pe urmă a suflat suflare de viață din El în om. Deci omul poartă în sine suflarea de viață din Dumnezeu. Și tocmai această suflare de viață din Dumnezeu îi pune o pecete pe care scrie după chipul lui Dumnezeu. Deci omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în aceasta constă valoarea lui. Deci valoarea omului nu constă în, știu eu, în inteligență, în studii, în posesiuni, în starea lui de sănătate, că este foarte inteligent sau este handicapat, să zicem. Nu, fiecare om, indiferent unde s-ar găsi, fiecare om este purtător al pecetei chipului lui Dumnezeu. În clasă avem tot felul de elevi, mai inteligenți, mai puțin inteligenți, unul e de nota 10 la toate materiile, celălalt abia poate scoate un 5. Dar valoarea lui nu stă în notele lui, valoarea lui stă în faptul că este creat de Dumnezeu și poartă această pecete după chipul lui Dumnezeu. Și totuși... Ce pierd oamenii care nu? Așa da. A fost întrebarea. Patapievici spune într-un mod foarte, foarte nostim, zice, modernitatea eșuează în zoologie. Adică, dacă nu crezi că ești creat de Dumnezeu și rămâi legat cu mii de fire de arhetip, de arhetipul necreat, adică de Dumnezeu, atunci te încolonezi alături de animale. Și vedem în biotehnologie ce probleme se pun, cum se pun problemele dacă omul nu este mai valoros decât, să zicem, un animal oarecare, un porc, un pește, cum se pun problemele. Nu? Ei spun așa, unii dintre cei care au scris pe tema biotehnologiei, au spus așa, băi, un nou născut, nu este persoană. Un om cu Alzheimer nu este persoană. Unele persoane sunt mai persoane decât altele. Și acestea, altele, am putea chiar să le numim nepersoane. Deci care este valoarea lor? În biotehnologie sunt și niște chestiuni absolut șocante. Știi, pe care te gândești, stai mai pe ce? Oare pe ce planetă trăim? Oare cum își pun oamenii ăștia atât de inteligenți asemenea probleme? Și unul dintre ei spune că dacă stăm să ne gândim la un pește pe care îl prinzi într-un năvod, la zbaterea lui, oare n-am putea mai degrabă să interzicem pescuitul decât avortul? Păi, un făt este inferior unui pește, un făt este inferior unui porc sau unui câine. Sau... Deci exact cuvântul acesta, termenul de comparație, decât un porc. Și atunci m-am gândit, măi, într-adevăr, gândirea modernistă eșuează în zoologie, fără Dumnezeu, pierzi punctele cardinale, pentru că, vedeți, avem nevoie de puncte cardinale, sunt esențiale. Așa cum pe cer există o singură stea care nu-și schimbă locul, steaua polară, și pe vremuri când nu era busolă, oamenii se orientau, marinarii se orientau după steaua solară, după steaua polară, scuzați. Așa noi avem în Sfânta Scriptură, avem punctele cardinale pe harta valorilor.
Dar dacă ne dezicem de Dumnezeu, dacă îl negăm, dacă spunem ca și Nietzsche, Dumnezeu a murit și tot creștinismul este o invenție a unor habotnici, atunci unde ajungem dacă nu mai avem puncte cardinale? Ce valoare are viața? Bine, ce valoare are un om? Păi un om devine un caz, o fișă, un CNP, o sursă de organe, nu? Că de aceea se răpesc copiii, chiar am citit despre copiii străzii din Filipine, cum dispar. Păi se face trafic de organe. Ce valoare are viața? Păi putem obține bani pentru organe, nu? Omul devine un obiect, da? Deci poți să-l folosești. Și de aceea ne bucurăm așa de mult că Dumnezeu ne-a dat pe înțelesul nostru revelația aceasta sfântă, supranaturală, în care noi putem citi despre valorile Lui și știm cum să trăim. Deci avem niște indicatoare pe harta valorilor care devine din ce în ce mai confuză. Ne ajută mult punctul acesta de vedere, nu doar ca să ne considerăm pe noi persoane valoroase, ci totodată să-i considerăm și pe ceilalți, așa cum spuneați, chiar dacă au un handicap, chiar dacă într-o anumită privință nu există termen de comparație, pentru că e o tendință. Acum se derulează un proces al unei doamne învățătoare, cred că de aici din Cluj, care și-a numit unul dintre copilași și elevi jumătate de creier. Vă dați seama că dacă nu ne este clar, nu este clar această lecție a valorilor, foarte ușor putem eticheta. Apăsa și pune o etichetă cu minus, cu semnul minus peste un copil, peste un alt om. Da, acum, apropo de jumătatea de creier, aș vrea să fac o paranteză pe care am făcut-o și în cartea aceasta. O fetiță din Germania s-a născut cu un jumătate de creier. Deci jumătate capul este gol. Are un ochi, deci un singur ochi cu care vede și un jumătate de creier, dar comportamentul ei este absolut normal. În momentul în care medicii au aflat, probabil în timpul unor analize, sigur că au trimis copilul, acum a fost trimis în Anglia și medicii au făcut toate investigațiile și a reieșit într-un mod șocant că acest copil este absolut normal, deși are doar un jumătate de creier și are o vizibilitate perfectă, ca și cum ar avea cei doi ochi, deși are numai un ochi care este legat la creier. Și am zis că uneori Dumnezeu are simțul umorului și uneori El ne demonstrează că posibilitățile materiei create de El, adică a creierului în cazul acesta, sunt de neexplicat pentru că performanțele acelui jumătate de creier sunt mai presus de posibilitățile reale ale acelei jumătăți de creier. Da, deci aceasta a fost așa o curiozitate și am făcut o paranteză în cartea mea. Este și o bucurie, eu m-am bucurat sincer și ori de câte ori văd mâna lui Dumnezeu într-un mod clar, când văd urmele degetelor lui și când simt mireasma dumnezeirii în creația lui, pur și simplu jubilez. Deci ca un copil al lui Dumnezeu, toate dovezile aduse în favoarea creației sunt o bucurie și noi vedem urmele degetelor lui cu care a scris odinioară pe nisipul planetei. Exact, cum spune, dacă nu greșesc, înțeleptul Eclesiastru, care spune că tot ceea ce face el este perfect și nu mai este nimic de adăugat. Da. Deci chiar dacă face numai o jumătate de creier, funcționează, ca și cum ar fi... Dar asta numai pentru că el a voit să funcționeze, pentru că mai sunt copii acefali, deci sunt copii care se nasc fără creier și aceștia sigur că au o durată de viață foarte scurtă, este o altă problemă. Dar am vrut să spun în legătură cu dovezile, că dovezile sunt o bucurie pentru noi creștinii. Ele conving intelectul unui necreștin, dar nu convertesc inima. Deci poate că îl pun pe gânduri, își pune întrebări, este convins pe moment, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu atinge inima, nu se produce convertirea. Deci oricâte argumente să aduci, sunt binevenite, dar argumentele nu convertesc, conving,
conving intelectul, dar aici trebuie o lucrare a Duhului Sfânt. Și îmi place foarte mult de expresia lui Evdokimov, un mare teolog rus, care vorbește despre marea întâlnire cu majuscule, marea întâlnire cu Hristos. Deci acesta este momentul în care inima se schimbă, când ai parte de acea mare întâlnire, ești pur și simplu pus față în față cu dumnezeirea și zici, ca și Toma odinioară, Domnul meu și Dumnezeul meu, și te prăbușești la picioarele crucii Domnului. Am găsit în carte niște nume, ați amintit câteva dintre ele deja, care mi-au dat fiori. E vorba de filozofii foarte cunoscuți, Kant, Nietzsche, Freud, nume pe care le-am învățat în liceu la filozofie, alături de altele, și care mie personal, și am vorbit cu mulți elevi creștini la vremea aceea, nu ne produceau niciun fel de bucurie. Iarăși mă gândeam, iar ora de filozofie, iar ne dictează o grămadă de prostii, gândeam eu la vremea aia, ce le-au debitat oamenilor care n-au recunoscut că există Dumnezeu. Ei, și m-am gândit așa, ce caută ei în cartea dumneavoastră? Cum de i-ați prins în schemă? Puțin ați explicat mai devreme, dar aș vrea să vedem mai mult justificarea acestor nume. Da. Acum, nu puteam să tratez despre valori fără a trata despre filozofi. După cum spuneam, filozofia este vârful de lance al gândirii. Adică gândirea este oarecum ghidată de acești oameni foarte inteligenți. Kant, de pildă, credea în existența lui Dumnezeu, dar nu credea în ineranța scripturilor. Adică, pentru el exista un Dumnezeu, dar un Dumnezeu al filozofilor, așa îl numesc filozofii, un Dumnezeu al filozofilor. El era necesar pentru teoria lui, dar nu era un Dumnezeu viu cu care să ai o relație personală. Acum, Auguste Comte și Nietzsche, pur și simplu, nu numai că îi neagă pe Dumnezeu, dar pornesc un război, un război al valorilor. Adică ei pornesc un război deschis împotriva lui Dumnezeu și împotriva tuturor acelora care sunt propovăduitorii creștinismului, și folosesc cuvinte foarte dure. Creștinismul e putred, spune Auguste Comte, un filozof francez. Și el imagina o altă religie, pentru că era oarecum religios de felul lui, religia omenirii, marea umanitate a trecutului, prezentului, viitorului. Acela este Dumnezeu, iar el, Auguste Comte, este marele preot al noii religii. Deci niște nonsensuri și niște lucruri, așa cum ați spus, care ni se par așa pur și simplu aiurea. Acum, Nietzsche, chiar ni se întărâtă duhul, ni se întărâtă duhul, apostolul Pavel, da, la vremea lui. Da, da. Acum, Nietzsche, citindu-i cărțile, sigur l-am tratat și în regresia moralei, l-am tratat destule pe larg, acum sigur am mai lărgit, am mai adăugat titluri de cărți pe care le-am citit despre el, și mi-am dat seama că el a avut parte de o inspirație supranaturală. El însuși spune lucrul acesta. Deci zice, nu întreb, nu știu de unde vine, dar avea parte de un extaz, de lacrimi pur și simplu, și pur și simplu creionul îi mergea ca la scriere automată. Deci pur și simplu era inspirat. Sigur că atunci când nu crezi în existența unei lumi supranaturale, a unei lumi spirituale, nici nu-ți pui problema că de la cine, că el spune, nu mi-am pus problema de la cine primești, adică care e sursa inspirației. Dar ura aceasta nestăvilită și folosirea de cuvinte foarte dure la adresa
credincioșilor, la adresa credinței, la adresa propovăduitorilor. Și pe el îl intriga foarte mult conștiința. Conștiința, zice el, cel mai mizer organ al lor, al oamenilor. De ce? Pentru că mustrările de conștiință nu sunt vrednice, nu sunt demne de un supraom, așa cum și-l imagina el. Dar, zice, conștiința este rezultatul moralei. Morala este țapul ispășitor din cauza moralei propovăduită de acești bigoți. S-a născut conștiința și mustrările de conștiință și de aceea conștiința trebuie pur și simplu terorizată. El îl amintește și pe Darwin. Darwin a făcut un foarte mare rău prin cartea lui scrisă în 1800, publicată în 1859, Originea speciilor. Pentru că după publicarea acestei cărți, pe urmă, filozofii au zis, stai puțin, care e adevărul? Păi adevărul e aici, în știință, nu în scriptură. Și Nietzsche face foarte multe referiri la cartea lui Darwin. La fel și alți filozofi fac referire la cartea lui Darwin. Și Freud, pe urmă, cu filozofia lui, face așa un mare de serviciu omenirii prin faptul că el spune că trebuie să ne întoarcem la viața de natură, adică la viața așa cum era ea în natură, deci viața sexuală liberă. Și el a, cum se spun, alături de Nietzsche, pentru că și Nietzsche era de acord cu o vitalismul primar, cu o viață dionisiacă, fără să ții reguli de toate interdicțiile pe care le punea cultura și morala vremii respective, la fel și Freud. Și atunci ne explicăm de unde laxismul moral al secolului 20. Sigur că gânditorii puși pe piedestal, ridicați în fața omenirii, din care omenirea citește, se inspiră, ei deschid aceste drumuri ale păcatului, ale laxismului moral. Și lucrurile înaintează. Și ca să vedeți până unde merg lucrurile, am să vă vorbesc despre o lege apărută în California în 2008 sau 2009. Se numește SB777, Senate Bill, SB de la Senate Bill. Deci este o lege, hotărârea Senatului, și i s-ar potrivi foarte bine numele de 666. Da. Și legea asta spune așa, din școlile din California vor dispărea toate materialele care vorbesc despre soț și soție, despre mamă și despre tată, ca să nu jignim familiile de homosexuali. Dacă un băiat simte că de fapt el s-a născut fetiță și este închis într-un trup de este fetiță, dar închis într-un trup de băiat, atunci poate și vrea să poarte la școală rochiță și vrea să fie chemat de profesor pe un nume de fetiță, profesorii sunt obligați să facă lucrul acesta. El are dreptul să folosească vestiarul și toaleta fetelor. Dacă un băiat care se simte fetiță vrea să participe la concursul de frumusețe alături de fete, are libertatea. Și personal am văzut pe YouTube un băiat care a câștigat acest concurs de frumusețe, concurând sigur cu fetele. De Miss. Da, de Miss, da. Și acolo spunea că dacă în clasă se fac activități, băieții fac cu tare, fetele fac cu tare, deci activități diversificate. Dacă un băiat care se simte fetiță vrea să participe la activitățile fetelor, este liber să o facă. Dacă un părinte va spune în prezența unui profesor homosexual că oamenii se nasc fie fete, fie băieți și căsătoria se face între un bărbat și o femeie, atunci acel părinte va fi învinuit de hărțuire. Dacă un copil, un elev, va spune în fața unui profesor travestit că ne naștem cu o identitate biologică bine definită, el va fi învinuit de hărțuire. Dar culmea este că în California chiar și un spital particular va fi
dus în fața tribunalului dacă concediază un angajat homosexual sau dacă nu îl angajează. Deci lucrurile Și legea aceasta este aprobată? Da, Este este în aprobată în vigoare? California, da. Ea nu oglindește gândirea californianului de rând, pentru că eu am intrat pe internet și am văzut comentariile părinților. Deci părinții vorbesc despre o îndoctrinare a copiilor de la vârsta de 5 ani când ei merg la grădiniță și li se vorbește despre faptul că nu te naști băiat sau fată, ci tu trebuie să Să-ți descoperi ce, alegi. da, descoperi ce orientare ai. Și copiii sunt învățați în felul acesta și am citit că în America numărul copiilor care au probleme de identitate sexuală sunt în creștere. Și am citit un caz pe care l-am și amintit că o fetiță la un an și 8 luni a spus: eu sunt băiat. Și acum era de 10 ani și mama, sigur că la început mama credea că sunt niște Mofturi. mofturi de copil și nu le-a luat în serios, dar continua să repete chestiunea aceasta și la școală l-a trimis așa cu identitatea dorită de el, deci îmbrăcat și cu numele și cu tot, și zicea: mama, acum îi urmăresc primele semne de pubertate pentru intervenție chirurgicală. Deci, problema aceasta, după părerea mea, este o problemă spirituală. Deci ar trebui intervenit pe plan spiritual, pentru că atunci când se legalizează nelegiuirea și când copilul crește într-o atmosferă de nelegiuire legalizată, un potop de nelegiuire, deci nu altfel, atunci sigur că hoardele întunericului atacă copiii la vârste cât mai fragede. Și sunt foarte multe persoane care optează din transgender să devină prin operație transexuali. Și sunt sigur și consecințe dezastruoase, ca în cazul unei femei născută în Olanda. Era mică și frații ei erau apreciați, ea nu era apreciată pentru că era fată și întotdeauna s-a făcut diferența între băieți și fete și acum la vârsta de 40, în jur de 40 de ani, el a făcut o operație, a devenit un transexual, dar a fost dezamăgit de rezultatele operației și a mers la o consiliere de 6 luni, dar fără rezultat și a fost eutanasiat în 2012. Deci, lipsa de consilieri, lipsa de părinți duhovnicești, lipsa de oameni care să înțeleagă copiii, care să-i îndrume, care să se roage pentru ei, pentru ca să fie eliberați de acele duhuri care pur și simplu îi maltratează și nu le dă odihnă nici ziua, nici noaptea, până nu merg și își fac operația respectivă și de multe ori fără rezultatele scontate. Pentru că timpul s-a scurs foarte repede, v-am ascultat cu mare atenție, vreau să vă mulțumesc că v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu să faceți lumină în aceste aspecte care de multe ori sunt fie subiecte tabu, fie sunt atât de complicat de a le da o soluție, un răspuns corect din punct de vedere biblic, încât puțin se leagă de ele. Și apreciez faptul că ați avut răbdarea să îi citiți pe acești oameni ai întunericului. Nu numai răbdarea, dar și plăcerea, cum să zic, să aflu, să văd cum gândesc oamenii aceștia. Pur și simplu e șocat, mai nu se poate. Dar cum poate gândi așa? Dar este imposibil, este împotriva bunului simț. Dar bunul simț, în perioada noastră, în postmodernitate, nu mai înseamnă nimic. Așa Din este păcate. și eu cred că este o chemare specială pe care ați primit-o, pentru că nu oricine ar fi avut răbdarea și puterea și curajul să se bată cu acești învățători, acești apostoli ai Întunericului. Vă doresc mult succes și cât mai mulți oameni să citească cartea și în final doar atât vreau să vă mai întreb, de unde o putem cumpăra? Mi s-a spus că a fost introdusă și în librăriile din Cluj, a fost trimisă și la instituțiile teologice din țară și se mai găsește un stoc,
la editura Risoprint. Adresa de e-mail este roprintarond@roprint.ro. Nădăjduim ca să fie cât mai mulți cititori interesați care vor găsi o carte a zilelor noastre care ne pune în gardă cu tot ceea ce ni se poate întâmpla rău sau nouă sau altora pe care putem să-i ajutăm. Mulțumesc mult pentru efortul depus și pentru apostolia care v-ați dus-o la bun sfârșit cu această carte. Nădăjduiesc că Dumnezeu vă va folosi în continuare și să apară am început și o altă. Da, 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 este o plăcere, o pasiune, o chemare, cred eu. Și sperăm să vă mai avem ca invitată, să ne mai puteți dezvălui și alte lucruri interesante care vă preocupă. Să fiți binecuvântată și mulțumesc. La fel și dumneavoastră. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Vă reamintesc că puteți achiziționa cartea Omul și lumea lui, scrisă de doamna Paraschiva Pop, la editura Risoprint. Vă doresc lectură plăcută și să ne fie de folos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de daruri și pentru oameni care se pun la dispoziția lui. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.